Nicolas "Putragică" Popescu a părăsit Farul Constanța și a semnat un contract cu FC Voluntari. Contractul este de 4 sezoane, iar Dobrogeni are 50% din transferurile viitoare. În urmă cu o lună, în mod surprinzător, jucătorul a extins contractul cu Farul, dar a ajuns imediat la grupul ilefovian. Angajamentul său este de 4 ani, iar motivul principal este că aici poate juca mai mult decât echipa pregătită de Gheorghe Hagi. Adevăratul motiv pentru care Nicolas Popescu, "Putragică" Popescu, a fost trimis la FC Voluntari. ProSport a găsit, de asemenea, alte 2 motive pentru această secțiune a Farului de la FC Voluntari și nu o altă echipă de la Superliga. Primul este faptul că este foarte aproape de casă, familia Popescu deține domiciliu în Pipera. Al doilea este că jucătorii de fotbal sunt strâns legați de echipa de Voluntari FC, jucând când era copil și în centrul grupului ilfovian. "Am ajuns la un club serios, avem condiții foarte bune. Vreau să joc, vin la clubul unde mă pot dezvolta ca jucător. Trebuie să joc și sper să obțin minute. Sunt creativ din punct de vedere tehnic, restul sper că pot vedea lumea." Dorința de a juca este principalul motiv pentru care aleg să părăsesc Farul, este cuvintele lui Nicolas Popescu, potrivit paginii oficiale de Facebook a FC Voluntari. Nicolas Popescu au jucat 30 de minute pe FC Voluntari. Nicolas Popescu este un mijlocaș de 19 ani, crescut și la Gheorghe Hagi Football Academy, un campionat național dublu cu un far din categoriile U17 și U19. Și a făcut debutul pentru marea echipă a Constantei în primul pas din 2521 iulie, adunând un total de 7 meciuri în sezonul trecut, unde a gestionat momeala decisivă. Nicolas a participat la Campionatul European U19 din această vară în Slovacia, devenind colegi cu Doru Andrei, perspectiva altuia transferată de FC Voluntari în acest sezon. În total, noii noștri jucători au 10 prezențe în echipa națională U19 românească, condusă de Adrian Văsei. Nicolas a alăturat multora condusă de Liviu Ciobotariu. "Clubul nostru a salutat și a sperat că vor avea succes în tricoul Voluntar FC", afișat pe pagina de Facebook a clubului ilfovian. Jucătorii de fotbal au verificat 2 meciuri la FC Voluntari, 2 minute cu Cluj acasă și la 28 de minute distanță cu CFR Cluj. El a fost repede pe o bancă tehnică, dar nu a verificat ceva timp. Trimite Facebook, WhatsApp, Twitter. Daniel Nazare, autor aproape 2.